Așadar, dragilor, pornim lecția noastră la clasa 6-a. Clasa 6-a. Și să facem o problemuță, George. Da. O problemuță în care să... Hai să zicem, arătească 2 la puterea 1999 plus 1. Deci 2 la puterea 1999 plus 1, totul de mulțit cu 2 la puterea 2004 plus 1, 2 la 2004 plus 1, e mai mare decât 2 la 2000 plus 1. Pentru că 2 la 2003, 2 la 2003 plus 1. Deci arătați că 2 la 1999 plus 1, ori 2 la 2004 plus 1, e mai mare decât 2 la 2000 plus 1, ori 2 la 2003 plus 1. Și... Te-aș ruga să ai vreo idee, să vedem cum să facem, cum ne apucăm, ce ar trebui să facem aici. Nu știu, mi se pare că sunt egali, nu știu, am așa o presimțire. Prima paranteză e 2 la 1999 plus 1. Aici 2 la 2002, vezi, la 2000 e cu 1 mai mult, da? Plus 1. Aici la 2004. Da, și aici acolo e cu 1 mai mult. E în spate, da? Mi se pare că am egal. Bunul simț s-ar spune ție că ar fi egale, da? Da. Nu știu. Pa. Georgica. Tu știi să mulțești două paranteze? Ți-am arătat parcă într-una din zile. Adică dacă zic 7 ori 8, este 7 ori 8, da? Da. Este egal cu 5 plus 2 pe lângă 5 plus 3. Asta e să zicem, da, da. Și cum se mulțește? 5 ori 5. Să iau ăsta să mulțesc cu toți și pe cealaltă cu toți. Da. Nu mi-ați arătat. Nu cred totuși. Nu ți-am arătat? Hai să ne convingem. Hai să ne convingem. Dar te rog să scrii și tu. Știi că avem noi o problemă. Da, da. Deci 7 ori 8 e egal cu? Da. Cu 5 plus 2 că face 7 da. Și 5 plus 3 că face pe? 8. 8. Și atunci, eu zic că 56 ăsta înseamnă de fapt 25 plus 15 plus 10 și plus 6. 25 plus 5 plus 10 plus 6. Asta este 7 ori 8, da? Uite, de 25 plus 5 plus 10 face 56. 5 ori 5. 5 ori 3. Da. 2 ori 5. Cred că mi-ați arătat. Da, da, ți-am arătat. Da, nu, mi-am arătat. Deci luăm pe primul și mulțim cu toți ăștia. Da, l-am primit pe următor. Și mulțim cu ceilalți. Vezi? 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 Ți-am arătat. Nu, mi-am amintit. Bun. Hai să facem așa. Hai să luăm pe 2 la puterea 1999 plus 1 să mulțim cu 2 la puterea 2004 membru 1, să zicem. Membru 1 al egalității. Inegalității acestea. Mă, 1 am notat, da? Ori 2 la puterea 2004 plus 1 este egal cu? Păi ar însemna 2 la 1999 ori 2 la 2004. Nu, nu. Adică asta ori asta. Da. V-am zis aici, 5 ori 5. Da, și acum nu. Deci vine 2 la puterea. 2 la puterea însemna 1999. Să scriem ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Ori 2 la puterea 2004. Deci ăsta ori ăsta, da? Da. Plus tot primul ori 1. Plus 2 la puterea 1999 ori 1 plus
Deci pe 2 la 1999 l-am mulțit cu ăsta și până l-am mulțit și cu ăsta, da? Da. Și am terminat. Acum cine vine la mulțire? 1. 1 ori el, 1 ori ăsta. Ce ți-e neclar? Hai să mai vedem. Cum am zis? 5 ori 5? 2. 5 ori 3? Da, exact. Deci cu 5 am terminat-o. Și am luat 2 ori 5. Așa, adică 1 ori ăsta. Da. Deci plus 1 ori cât? 1 ori 2000. 4. Da. Și 2 plus la 2004. 2 la 2004. Plus 1. Plus 1. Și egal cu? Ați mai scris 1. Nu, a zis 1 ori. Da, am înțeles. E bine, da. E clar, da. Și acum cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Sau adună exponenții. Adică face 2 la puterea... 2 la puterea 3... 4.003. 4.003. Plus 2 la puterea 1999. Plus 2 la puterea 2004. Plus 1. Asta ar fi membru stâng. Membru 1. Membru e chiar așa stânga, apropo de asta. Și acum membru drept. Cel din partea dreaptă. Și avem 2 la puterea 2000 plus 1. Ne ocupăm și de celălalt, da? De la 2002 plus 1. Ori 2 la puterea 2003 plus 1. Și începem și pentru aceștia. Același joc. Adică ăsta ori ăsta. A, na. 2 la 2000. 2 la 2000. Ori 2 la 2003. Da. Plus 2 la 2000. Că... Plus 2 la 2000. Perfect. Da. Și am terminat cu 2 la 2000 și cine ar urma la rând acum? 1. Plus 2 la 2003. 2003. Plus 1. Plus 1. Da. Și facem, iată exact, ăsta ori ăsta? Ăsta ori ăsta, 2 la 4003. 2 la 4003 plus 2 la 2000. 2 la 2000 plus 2 la 2003. Corect. Plus 1, că-i sigur. 2003 și plus 1. Ce este rezultatul din mai înainte a fost ăsta? Și rezultatul de aici este ăsta. Ce sunt identice? Nu sunt identice chiar, dar la 1 scrie 2 la 2000 plus 2 la 2003 și la celălalt scrie 2 la 1999 plus 2 la 2004. Adică una cu minus, alta cu plus. George, că n-ai vrea să scrim ce este aici și ce este din partea asta altă? Adică să, în locul lui să scrim ce am văzut primul rezultat de aici. Și în locul membrului drept, din partea dreaptă, să scrim ce am găsit aici. Bine. Deci, inegalitatea steluță, hai să zicem steluță, steluță devine. Devine steluță. Adică, 2 la puterea 4003 plus 2 la puterea 1999 plus 2 la puterea 2004 plus 1. Adică e primul rezultat de aici. Plus 1, da. E mai mare, zice autorul. Să vedem dacă va fi așa. Nu se știe. O să vedem acum. Mai mare decât dreptul care este 2 la 2000, 2 la puterea 4003 și plus 2 la 2002 și plus 2 la puterea 2003 și plus 1. Privește tu în ambii membri și spune-mi clar ce ai putea face. Sigur că unul l-avem și într-o parte și în alta, îl putem tăia, da? Da, nu are rost. Nu ajută nimic. Da. Cine nu ne mai ajută? Și da, 2 la 4003. Și 2 la 4003 și stânga și dreapta. Da. Și acum am redus exercițiul acesta, care o avem de făcut, la doar o singură chestie.
că în locul membrului stâng am 2 la 1999, 2 la 1999, plus 2 la 2004. Asta a rămas, da? Dacă e mai mare, nu știm, am redus-o la asta, la 2 la puterea 2002, așa e? Da. 2002, plus 2 la puterea 2003. Asta e problema noastră. Deci o face pe cea de sus înseamnă la asta. La asta ar trebui să Eu mi-am un exemplu în gând. Ce exemplu să-ți dai? 2 la a patra plus 2 la a șaptea, dacă e mai mare decât 2 la a... Nu! Nu! S-a redus, nu mai! Acum este 2 la 1999 plus 2 la 2004. Dacă e mai mare decât 2 la 2002 plus 2 la... Deci este aceeași steluță de mai sus, da? Este același chestiu. Da. Întrebarea este cum să vedem dacă pe asta e corectă sau e falsă. Cum să facem aici? Nu. Un exemplu, Tu, printr-un exemplu, dar s-ar putea cineva să zică, s-a întâmplat cu exemplul tău, dar nu știu dacă ești foarte aproape. Totuși, ce am putea scoate în factor comun din ăștia doi? De la 1999. Păi cel mai mic, da? Cel mai mic, da. Hai să zicem. 2 la puterea 1999, scriu, șterg sus. 2 la puterea 1999. Da. 2 la 1999. Pe lângă. 1 plus 2 la a 5-a. Așa, 1 plus 2 la a 5-a. E mai mare decât mai ce să scoatem? 2 la 2000. Eu zic 2. Tot la 1999. Ca să fie cât ăsta, ca să putem simplifica. A, da. E bine? Ba da, e mai bine. Și zicem 2 la puterea 1999 pe lângă din primul 2 la a 3-a 2 la a 3-a foarte 2 la a 4 2 la a 3-a plus 2 la a 4 și acum dăm din anul 2 membri împărțim la 2 la 1999 sau da și atunci ar fi echivalent cu 2 la 5 cât se facă? Da, 5 face 32. Deci 32. 36. Deci 33. Deci 32 și cu 1, 33. Mai mare decât? Mai mare decât minus. Da? Mai mare decât 16 și cu 8. 16 cu 8, 20 și... 4. Păi e mai mare. E adevărat. Adevărat. E adevărat. Ce bucuroși suntem. E adevărat. Am demonstrat. Că e egal la început. Nu știu, ai văzut? Deci pentru moment, citind tu relația asta, băi, că ăsta e mai mic față de celălalt, dar ăsta e mai mare față de celălalt, și vreau să crezi că așa stau lucrurile. M-am gândit până la urmă că, nu știu cum aș putea explica, că 2 la 1999 e mai mic fiind decât, nu, mă uităm la altă relație, nu. Adică 2 la 1999 e mai mic decât 2 la 2000. Așa și, este. Dacă... Nu știu, e greu să explic. Mi-am gândit eu la ceva, dar e greu, nu știu. Adică se înmulțesc toate și dacă nu e dacă, cu 3, dacă nu e înmulțit odată, mai zic, nu e atât de mare. Nu știu. Așa e, Georgica. Acum, hai să ne întoarcem și să vedem care a fost șmecheria mea. Poate descompunem alea în parantezele în...
acum s-a făcut la M stânga acolo. La da. Deci, de știu, trebuia să mulțim două paranteze, să știm da, să-i da, mulțim, da? Da, da. Și am mulțit la membru stâng și mi-a dat un răspuns, la membru drept și mi-a dat un răspuns. Le-am pus una lângă alta și cele două au spus că ăsta nu are nicio pondere, deci renunțăm că e același lucru stânga-dreapta. Da, da. Și a rămas Egeșițiu da, destul de interesant și anume a rămas 2 la 2004 și 2 la 1999. Aici, nu? Da, dar iar ar părea egal. Aici. Pare egal, dar uite când am muncit și am știut noi să scoatem un factor comun, aici face 33, care e mai mare decât 24. Da. E spectaculos. Da, a fost frumos. Unde ți s-a părut dechisul? Ia să vedem care a fost. Acolo, să ne dăm seama cum să știm să-i mulțim două parte. Deci zici, momente importante ale Egeșițiului. Scrie așa, momente importante. Momente importante. Cu ce rămânem, Georgica, asta vreau să. Momente importante. 1. Cum se înmulțesc două paranteze? Asta era. Cum se înmulțesc două paranteze? Al doilea moment important. Renunțăm în ambii membri la cei comuni. Da? Am renunțat. La cei doi membri, renunțăm în cei doi membri la partea comună. Renunțăm în cei doi membri, privindu-i, la partea comună renunțăm. Pentru că deja renunțăm la ambii membri. Nu, nu-i bine. Renunțăm. Da. Renunțăm la partea comună din cei doi membri. Din cei doi membri. Și inegalitatea devine, scriu, și inegalitatea devine. Și inegalitatea devine. Două puncte. 2 la 1999, 2 la 1999, plus 2 la 2004, mai mare decât 2 la 2002, plus 2 la 2003. 2 la 2002, plus 2 la 2003. Deci vezi, asta înseamnă și mai departe ce a făcut? Momentul 3, hai să zicem, al treilea moment. Scoatem în factor comun pe 2 la 1999, cel mai mic, nu? Pe 2 la 1999, în ambii membri. Ambii membri. Da. Și atunci, inegalitatea este echivalent, inegalitatea steluță este echivalent 33 mai mare decât 24. 33 mai mare decât 24. Inegalitatea steluță? 33. Este... Asta devine 33 mai mare decât 24. Vezi, Georgica, noi trebuie să învățăm de la un Egeșițiu ceva. Deci să acumulăm niște date, să câștigăm experiență, încât în Egeșițiile care vor veni să putem folosi. Când mai treci vreun Egeșițiu așa cu paranteze, spui, am să desfac parantezele. Nu mai stai pe gânduri. Deci fac paranteze să văd ce se întâmplă. Da? Da. Deci e foarte, foarte, foarte important să avem curaj și să reținem dintr-un Egeșițiu esențial. Adică dintr-un Egeșițiu, nu pur și simplu am făcut și trecem mai departe, ci să vedem, mă, ce șmechere a avut ăsta. Care a fost el? Oare cum a compus autorul? Păi l-a plecat de la asta. Tu 33 mai mare decât 24? Am mulțit cu, n-am membri cu cine?
N-am membri cu 2 la 1999? Da. Pe 33 l-a zis 1 plus 2 la... 5. Și a... Care îi face, da? Da. Și înmulțești cu 2 la 1999. Le, 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 oi, de mine. Și mă adună același. Merge înapoi. Da. El în șmecheria toată, în construcție, merge înapoi. Și-a făcut și pe aia la da, mă. Da, asta e toată joaca. Deci, de foarte multe ori, autorii au niște chițebușuri ale lor, niște șmecherii, pe care le folosesc la un negheșit sau la altul. Da? Așa cum pune negheștii. Merită să te joci la matematică? Merită. Merită matematica făcută fără stres? Merită. Numai așa dai de... Faci matematică de plăcere. Nu trebuie să-ți spună mama sau tata, ai trebuie să lucrezi la matematică. E treaba ta. Nu un negheșițiu două. Toate le-aș face. Georgică, ai colegiile astea acasă? Da, plec. Nu ai, Doamne. Așa, pleci acasă cu atâta drag de matematică, asta trebuie să înțelegi. Cu atâta drag de matematică, încât iei și faci totul de la puteri, totul de la fracții, totul. Dar ce mai mai descoperit? Că nu te aduci așa la 7 stele, nu la 3 stele. Iai de la o stea, 2, 3, că ele cresc în dificultate. Da? Și ce am reușit eu să fac, cel mai important lucru, am transmis dragostea de matematică copiilor. Cei care dau peste proful online și urmăresc lecțiile, sunt atât de bucuroși. Uite să mănânce, după o spuneam la telefon. Nu ne trebuie mâncare, nu ne trebuie joacă, nu ne trebuie nimic. Nu ne trebuie telefon. Știi? Împotriva telefonului, remediul cu adevărat este proful online. Pentru că atâta bucurie în suflet. Cu ce te alegi tu de la butonarea aceea? Care este progresul? Nu e niciun progres acolo. Dar progresul de aici este spectaculos. Dacă vrei tu, Georgica, hai să spun un lucru. O te-l spun în film. În locul tău, m-aș duce acasă și a zis, tata, mama, luați-mi telefonul de aici. N-am nevoie de el. Poți face asta? Nu știu, e greu. Dar de ce e greu să de ce e greu dacă tu ai înțeles? Uite, în perioada asta de 3-4 zile când am luat telefonul și tabletele, ce? N-a mers? Și n-ai trăit fără ele? N-a putut, da. Vezi? Vezi că s-a putut? Așa faci. Zici, tata, mama, luați de aici tableta sau ce ai tu, tabletă? Sau am telefon? Am telefon, tabletă, calculator, am tot. Ai toate. Ăstea care pe mine... cum sun atâta timp, mă supără foarte tare, luați-le de lângă mine și eu rămân doar cu colegile asta și m-am pus să lucrez la matematică, că mă simt foarte bine. După întâlnirea cu proful online, am ajuns la concluzia că este spectaculos să faci matematică. Acum nu cred, oricum nu cred că o să mai pun telecontabilită, că... Începe școala peste... Lasă-mă eu, dar tu înțelegi ce spun eu acum. Știu. Ai înțeles care e mesajul? Deci ce faci tu când te duci acasă? Spune, e cu voce, să audă, să se înregistrează. Păi se înregistrează, hai zi. Deschide gura și ce să spune. Hai mă, într-o rău. Că n-o să ajung acasă... Zi, ce faci tu? Foarte hotărât. O să îmi dau telefonul și tableta și toate și o să mă joc cu cartea de acum. Nu știu. Băi, dar poți să spui, ia uite, când ajung acasă, când ajung acasă, abia aștept să ajung acasă, spun, tata, mama, luați-le de aici lângă mine, că ăstea îmi distrug viitorul. Eu n-am șanse cu ele lângă mine pentru că am făcut un experiment. La Bacău, cât am stat la Nenelu, am reușit performanța să nu pun mâna pe pe tabletă. Am reușit. Pentru 4 zile. Păi într-o 4 zile, așa. Am să și fără ele. Poți să-ți spui așa cu hotărâre? Dacă tu faci asta, o să îi întreb. O să-i întreb. Ai și spus în film. Când ajunge acasă, ai spus în film, s-a înregistrat. Știu, da. E greu. Cum să fie greu? E greu să renunț la
că trebuie între joacă și matematică un echilibru. Dar e dezechilibru major acum. Ai venit numai joacă. De-aia spune. Eu nu, dar... E numai joacă. Nimic echilibru. Imediat cum începe școala nu o să mai fie doar joacă. Da. E vacanță. Stai, o secundă, dar noi ne pregătim să acoperim niște goluri. Și mai ales tu ai sesizat că din clasa a 5-a, încercând acum să facem niște lucruri, iată-ne pe noi că avem greutăți. Și atunci, eu ți-am făcut dovada că putem să le acoperim dacă muncim. Nu există alt remediu. Deci nu se poate, nimeni n-a descoperit o metodă prin care nu muncim deloc și avem rezultate foarte bune. Ha! Nu se poate asta. Deci numai dacă muncim. Așa că mai facem un exercițiu, că mie mi-a plăcut asta, doar nici mi-a plăcut. Deci a fost superb. Uite ce îți propun acum, să ne ducem, asta e volumul 1. Hai să ne ducem și la volumul 2, să vedem ceva interesant și la volumul 2. Așa. Uite ce spune. Hai să facem un următor calcul. Trecem la numere decimale, da? 1,1 plus x. 1,1, da. Da. 1,1 plus x. Plus 2,2 plus 2x plus 3,3 plus 3x așa plus 4,4 plus 4x mai mic decât 97, mai mic egal decât 97. Nu pare greu deloc. Nu pare greu, dar hai să vedem ce propui tu. Păi desfacem parantezele. Adică? Adică nu le mai băgăm în seama. Și le mai adunăm numere decimale cu numere decimale. Așa. Ele sunt deprisos aici, nu? Ar însemna 10. Toate alea însemna 10. Toate adunate fac 10, da? 1,1 cu 2,2 cu 3,3 și cu 4,4 da, fac 10. 10. Deci la 4... 10 și adun toate x-urile acum. 10 face sau 11? Mă uit mai atent. 3,3, 6,6, 4... 11, da? Păi vezi? Dar 11 sau 11,1? 11. 11, da? Da, sigur, 11. Că e 1 ăla de la 10 o formă. Dar la da? Deci vine 11 plus cât de x? Plus 10 de x. Plus 10x mai mic decât 97. Ce ar însemna? Cum o rezolvăm această inecuație? Da, scădem minus din 11 din ambii membri. Deci da, scădem un 11 din ambii membri și atunci devine... 86. 10x mai mic, nu? Decât 86, ai spus, da? Da. Adică? Adică... Împărtim totul prin 10. Sigur că da, că trebuie să punem doar pe x. Și x mai mic decât... Calculăm acum, imediat calculez. Cât face 86 împărțit la 10? Imediat. Dar cât ar face asta ca să mai pierdem timp? Cum se împarte? Da, 1,6. Păi, se poate. 1,6. Cât fac, fiindcă mi-ai atras atenția, cât fac 76,5, totul de împărțit la 100? 0,765. Așa că se mută virgula stânga, hai mai puțin, 0,765. Ce sunt 765? Niște...
știu cum să spun. Dacă ați fi zis așa, 0,7, cum ai fi citit? 7/10. 7/10, adică întregul. Așa trebuie să-ți închipui tu. Că de la... Aici e undeva 0, aici este 1. Spațiul 0, 1 este împărțit în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să mai pun în continuare 7, 8, 9, 10. Nu a fost aici fixat, am luat cantitatea cam mare. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Până aici se spune, da? Deci folosim 9 liniuțe, am împărțit întregul în 10. Și noi luăm 7 din ele. Deci 7 le luăm, da? Deci luăm doar până aici, rămân 3. Ăsta înseamnă 0,7. Ce înseamnă dacă aș fi scris 0,76? 76 de 10. Ei, nu, spate. 76 de 10. A, 76 de... Sutimi. Sutimi, da. Da? Deci aici se zecim, 70. Da, da, da. 6 se sutim, dar sunt citind la virgulă 76 de sutim. Da. 76 de sutim. Adică aici, fiecare din ăsta este împărțit în 10. Fietale porțiune, creta nu mă mai ajute. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 70 și pe a 8-a împărțimea la 10 și 1 mai 6. Da. 0,76. Dar acum dacă scriu 0,765, ce înțelegi tu? 0,765 de mii. De mii. Deci ultima de azi. Da? Fiecare sutim în 10 și fac numărul de mii. În concluzie, cifra de aici îmi indică tot ce este în față, deci zecimi, sutimi, mii. Cum zici, unități, zeci, sute, mii? Bă, dar da. Unitățile nu mai sunt. Yes. Aici unități? 0, 0. Sigur că dacă eu pot să vorbi și 7,539. Da. Înseamnă 7 întregi. Deci mă duceam un întreg, 2, 3, 4, până la 7 și pe al 8-lea întreg îl împart în 539. Dacă tu te duci la proful online și tastezi pe gură, nu atât, mulțimea numerelor zecimale sau Q pozitiv, mulțimea numerelor zecimale de care forme? Ordinare. Ordinare, adică... Da, și mulțimea numerelor raționale sau, să mai zice, mulțimea numerelor fracționale. Am văzut videoclip. Dar nu numai unul. Sunt zeci. Sunt zeci de... În vacanță de vară. Și eu am explicat acolo foarte atent. Dar de atât te-am văzut pe tine că nu ți-e limpede cu chestia asta. Deci concluzia este că trebuie revăzut. Trebuie să vrei tu. Nu zecimale, fracțiile. Păi fracții, dar fracții sunt de două categorii. Zecimale nu, stau mai bine cu zecimale. Fracțiile sunt de două categorii, zecimale și ordinare. Da, ordinarele nu. La ordinare ai vrea să stăm un pic de vorbă. Deci te învăț, vreau să probez încă, că mi-am dat seama câte ceva. Și anume, cum se mulțește cu 10, 100, 1000? Ai spus așa, iată, zic așa, 3,75 ori 100. Cât face? Cât face? Da. Imediat. 3,75 ori 100. 3750. 3750. Dar de ce ai spus așa? Păi...